folclorul nu cântă cu oricine și nu își deschide inima și brațele oricui. Folclorul întotdeauna a avut un stil al său inconfundabil, întotdeauna a ținut la tradiții, la melodicitate și întotdeauna și-a ales pe sprânceană repertoriul. Nici astăzi nu este o excepție și dacă e să vorbesc despre om și despre muzică, aș spune că omul și muzica sunt într-adevăr de nedespărțit sau, pe de altă parte, sunt enigma enigmelor create împreună. Omul creează melodia, după care se dă la o parte, o ascultă și nu înțelege cum a reușit el să scoată din sufletul său notele muzicale, să le aștearnă pe hârtie, iar mai apoi acestea să-i se urce la inimă și la ureche. Probabil că muzica dintotdeauna a fost în sufletul nostru și atunci când bunul Dumnezeu binevoiește, el ne bate cumva la ușă și zice: hai, ești pregătit să cânți, să creezi și să bucuri lumea. Asta pot spune și despre femeia, artista, mama, care vine acum în fața domnilor voastre. O cunosc de foarte multă vreme, o cunosc de atunci, de când cocheta cu muzica populară, apoi când aceasta a făcut-o să fie mândră de muzica populară. O cunosc de atunci, de când făcea parte din orchestra de muzică populară, folclor, cântând la Cobză, de atunci de când făcea conservatorul, după care ea, Violeta noastră, a fugit în lumea mare. A hotărât să le cânte străinilor și în speță italienilor, cel mai popular popor din lume. A cântat la pian, a cântat cu vocea, a cântat muzică lăutărească italiană, a cântat alături de Lubov Cazarnovskaya, a făcut conservatorul din Veneția, dar dragostea de neam și de țară, dragostea de Cobza ei dragă, au făcut-o să se întoarcă aici, acasă, la rădăcini. Aici și-a întemeiat o familie, aici a devenit mamă și tot aici a zis că vrea să rămână să cânte pentru ai săi și printre ai săi. Violeta Grecu Botezatu!
Violeta Grecu Botezatu. E un fel de revenire frumoasă pe scena mare. E tata, e fata lui tata și florile de la tata valorează cât toate aplauzele dumneavoastră luate împreună. Acum iertați-mi sinceritatea.